La grădiniță. La casă tuturor. Dacă vorbim de grădiniță, care este bataie, da? Tot așa am făcut un divizi de topriel, ca să știm cât poate lucru care acum se face și 100 și ceva de mii și el ar să facă aproximativ un 70. Adică tot cu oameni discutăm și trebuie făcut, cum trebuie făcut. Noi vorbim acum despre ce? Despre ce? Despre gestionarea corectă. Online, Facebook-ul? Nu. Gestionarea corectă, suntem îndemniți toți. Bun, dați-mi voi mie și consilier. Dacă sunt eu și tot aparatul primăriei. Dați-mi voi eu să răspund și eu mă duc. Eu nu. Dacă noi suntem îndemniți Facebook, da. Fără argumente sau cu argumente? Fără argumente. Fără argumente. Noi trebuie să răspundem Facebook. Nu. Și nu trebuie să răspundem la toți cetățenii. Trebuie să răspundem la cetățenii care sunt competenți și care au făcut ceva în satul ăsta și care mâncesc cu coatele roase, cu astea. Pentru că Facebook e ușor de vorbit, e ușor de dat replici, e ușor de ratat cu degetul și de învinuit pe cineva. E că nu cred eu că trebuie să răspundem noi, consilieri, și dumneavoastră ca primar, că sunteți un om foarte sănătos și la trup și la cap, să răspundem noi la niște învinuiri neargumentate și care nu au nicio logică, care nu e Facebook. Păi dacă cetățeanul are timp să pe Facebook și tapeză, noi, indiferent că el e domn director de casă de cultură sau că e domn director de fermă sau de... nu contează. El dacă are putere să tapeză, la tapeză Facebook. Dar noi avem treaba noastră, viața noastră, lucrul nostru, și dacă el consideră acel cineva că noi am furat sau nu am gestionat bine, las vii cu argumente, las dă în judecată și noi discutăm. Cât e vorbit de pălăvrăjit, nu avem timp, pur și simplu. Eu nu că plouă, trebuie să începem când dăm animalele la dos și asta e tot ce să răspundem noi la niște acuzații care nu au nicio logică și nu au nicio acoperire. Mă iertați, dați-i voi, fiind că este el și ce? Sau dați-i voi să argumentați, dacă solicitați argumentare. Nu, eu nu știu.